Pozele făcute publice împreună cu comunicatul de către Poliția Română arată o tânără de etnie romă, brunetă, care are mai puțin de 20 de ani. Pe fotografiile capturate din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede data de 16 august 2016. Deci a trecut un an de când unei persoane i s-a furat portofelul. Aceasta avea mai multe bunuri personale și carduri care ulterior a fost folosit pentru efectuarea de retrageri de numerar fără drept. Cine recunoaște tânăra din poze este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.